Într-un bilanț întocmit de ITM pe anul trecut la Buzău, sunt trecuți peste 1200 de patroni care au fost descoperiți că foloseau munca la negru. 2304 controle efectuate, 1207 total angajatori sancționați, din care 189 angajatori care utilizează munca nedeclarată, 310 persoane depistate fără forme legale de angajare, 1939 total sancțiuni contravenționale aplicate, dintre care 110 sancțiuni contravenționale pentru muncă nedeclarată, 192 de amenzi contravenționale și 1747 de avertizmente. Valoarea amenzilor aplicate, 1.782.500 lei din total, din care 1.610.000 lei, ceea ce reprezintă muncă la negru. 8 agenți economici s-au ales cu dosare penale după ce inspectorii ITM au descoperit că societățile comerciale pe care le dețin s-au folosit de zeci de persoane care lucrau fără contracte de muncă. În cazul a două dosare penale au fost depistați și doi copii cu vârste sub 15 ani care erau angajați la firme ce aveau ca obiect de activitate construcțiile și creșterea animalelor. Și anul acesta, în doar câteva luni, inspectorii ITM au descoperit 90 de persoane care lucrau fără forme legale. S-au depistat 47 de persoane fără contracte individuale de muncă la 18 angajatori, 39 de persoane a căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul electronic al salariaților, 4 persoane a căror contracte au fost transmise cu întârziere în aplicația Revisal. Pentru doi agenți economici care foloseau un număr de 16 persoane fără a le încheia contracte de muncă, au fost întocmite de asemenea dosare penale. Inspectorii ITM nu au fost lipsiți de dificultăți în timpul controalelor efectuate. Mulți angajatori au fost agresivi, au înjurat și au refuzat să coopereze cu autoritățile. Și angajații care nu dețineau contract au părăsit locul de muncă în momentul controlului efectuat de ITM sau au refuzat să completeze actele de inspecție în muncă.